Deși te poate speria, durerea de sâni nu se traduce în cancer întotdeauna, ci în cazuri foarte rare. Însă poate fi generată de mai multe cauze, precum nodulii sau chisturile mamare, care tind să se mărească sau să se micșoreze în funcție de perioada în care ești la menstruație, fluctuațiile hormonale, stresul emoțional, nivelurile crescute de prolactină, un hormon eliberat de glanda pituitară, și anumite medicamente, cum ar fi antidepresivele, contraceptivele orale, tratamentele de substituție hormonală diverse, dar și tratamentele pentru infertilitate. Dacă durerea de sâni persistă mai mult de câteva săptămâni, este localizată într-o zonă foarte bine delimitată, pare că se agravează cu timpul și interferează cu activitățile tale zilnice, programează-te la medic pentru un consult de specialitate și câteva metode imagistice de investigație. Tratamentul în cazul durerii de sâni poate să consta în primul rând în schimbări de ordin alimentar, cum ar fi reducerea consumului de cofeină și de sare, dar și administrarea de antiinflamatoare și de medicamente care reglează activitatea hormonală. Suplimente cu vitamina E și calciu sau suplimente pe bază de plante, precum piperul călugărului sau Vites agnus castus. Poate ajuta și purtarea unui sutien ferm, dar confortabil, la atenuarea durerii de sâni. În plus, ai grijă la următoarele măsuri. Mențineți o greutate sănătoasă. Femeile supraponderale și obeze sunt expuse la un nivel mai ridicat de estrogen, iar sânii pot fi mai dureroși. În plus, creșterea bruscă în greutate, cu mărirea sânilor și schimbarea arhitecturii ligamentelor de susținere, pot genera și această simptomatologie. Practică exerciții fizice. Femeile care sunt active fizic sunt cu 25% mai puțin susceptibile să dezvolte afecțiuni ale sânilor. Iar exercițiile fizice regulate pot ajuta la reglarea nivelului de estrogen și insulină. Hidratează-te adecvat și adoptă o alimentație echilibrată. Bea zilnic cel puțin 8 pahare cu apă și ceai de plante neîndulcit. Umple-ți farfuria cu cel puțin 5 până la 8 porții de fructe și legume în fiecare zi. În plus, brocoli, varza, pepenele roșu, cerealele integrale sunt alimente care combat afecțiunile mamare și inflamația. Este important să crești aportul de acizi grași omega-3, cu rol antiinflamator, care se găsesc în nuci, pește, soia și semințe de dovleac. Ai grijă și la aportul de vitamine, în special vitamina D. Cea mai bună sursă de vitamina D provine de la soare. Astfel încât femeile care nu au parte de foarte multă expunere solară zilnică pot avea deficit de vitamina D. În acest caz, e bine să discuți și cu medicul tău despre oportunitatea administrării unui supliment cu vitamina D3. Găsești mai multe informații pe doc și ai grijă de tine și de sănătatea ta! Doc Channel.